Legea privind etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate a fost adoptată de Parlament. De acum înainte, pe cutiile de lapte și pe ambalajul produselor lactate va fi menționat conținutul de lapte praf și dacă materia primă folosită este din România. Acest lucru i-ar ajuta pe consumatori să facă alegerea corectă pe care o doresc. Cât despre atenția pe care consumatorii o alocă etichetelor produselor, aceasta este acordată în funcție de timpul disponibil. Dumneavoastră, când cumpărați, vă uitați la etichete? Nu mă uit. Produsul acela, să vedeți nu dacă mă uit, expiră. Nu mă uit și greșesc. Acum. Că e multe lucruri care nu e bune. Când ajung acasă, nu mai. Mă grăbesc, sunt bătrână și nu mă uit. Zic că am încredere, dar uite că nu e încredere. Chiar astăzi m-am uitat pe etichetă. Sigur, cum să nu ne uităm? Este foarte important. Vi se pare nămasă, vă uitați tot timpul? Câteodată da, câteodată nu, depinde de produs, dacă... Nu chiar. Să văd ce conține, să nu fiu alergică la ceva, să, nu fie, să fie în termen de garanție. Este important să fie în termen de valabilitate. Foarte mult, foarte mult. Trebuie să fie în garanție neapărat. Mai ales pentru copii? Da, da, în primul rând pentru copii. Dreptul de a înscrie pe eticheta produsului finit mențiunea produs natural va reveni obligatorie doar celor care folosesc în proporție 100% ca materie primă laptele natural provenit de la vaci, bivolițe, oi și capre, fără a avea în compoziție înlocuitor de lapte sau lapte praf. Dreptul de a înscrie pe eticheta produsului finit mențiunea produs românesc va reveni obligatoriu doar celor care folosesc în proporție de 100% lapte materie primă provenit din fermele din România. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenții dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune și se sancționează cu amende de la 15.000 de lei la 20.000 de lei.